Trei copilași care au fost luat în regim de urgență sunt în momentul de față în rețeaua de asistență maternală, unde beneficiază de un climat familial sănătos și sunt incluși într-un program de consiliere psihologică. Într-adevăr, vârsta lor este mică, dar cel mărișor și cu cel mijlociu începem să lucrăm, pentru că nici nu știm în momentul de față dacă acești copii au asistat la aceste orori despre care deja se vorbește, ori le-a fost indusă povestea, au surprins anumite faze, discuții sau chiar indusă, așa cum zis, povestea aceasta, pentru că am rămas surprins să auzim ceea ce copiii povesteau. Copiii spun niște, descriu niște erori într-o oarecare măsură și ne întrebăm, pentru că este o vorbă, copilul mic și omul beat spune adevărul, dar nu știm dacă ei chiar au fost martori la aceste erori, ori au auzit anumite descrieri și au preluat de acolo. O să ne lămurim în timp. Dar după spusele lor, ei spun că au fost acolo? Adică ce afirmă? Copiii mai și fabulează. Deci ei spun că au văzut anumite lucruri. Nu suntem încă siguri dacă au văzut sau au surprins anumite discuții. Sau poate chiar anumite faze, să zicem așa, din scenele de violență, din ororile petrecute la domiciliul lor. Din câte am sesizat de eu, dar evaluările continuă, copiii nu au proprietatea cuvintelor și nu înțeleg gravitatea celor pe care ele afirmă. Deci, de asta mă face să mă gândesc că au preluat anumite informații sau le-a fost induse. Probabil au și asistat la anumite scene. În afară de ceea ce spun, nu prezintă o traumă? Nu. În mod surprinzător, nu. Un eveniment de genul acesta te marchează pe toată viața. Cel puțin, deocamdată, nu, dar copiii sunt evaluați, dezvoltarea lor este urmărită.